Ce ați pățit, doamna Ene? La mine să vă uitați, aici sunt. Aici? Aici sunt. Să pățit. Nu-i nimic. Așa. Ce să pățim, doamnă? Am venit pentru Sorina Guță să ne dea banii la copii, pentru nuntă, că nu a venit. Dar cum te v-ați gândit să o chemați la nuntă? Ne-am gândit. Că am zis să facă și nouă obiceiului la fată. Copilor, nu? Fata mea a vrut-o pe ea. A zis, mamă, eu, mie îmi place cu cântă Sorina Guță, să-mi facă și mie obiceiului, cum să facem la nuntă la țară. Și am zis, dacă ție îți place, noi facem într-așa fel și o să o luăm pe Sorina Guță. Dacă ți-am zis să facem și ei plăcerea, o surpriză la fată. Și am contactat-o soțul și a fost de acord. Da, vă, când la nuntă... Și ați dat un avans. Și a dat un avans. Stop aici. E unul din puținele momente în care doamna Tatoiu avea dreptate. Cu contract... Așa. Ne-a spus că ne face contract, doamna Mară. Păi nu, contractul, păi nu, când dai un bani... Da, avem contract, contract și factură, așa. Vă și spun eu cum fac. Ăla nu-i contract. Contract și factură. Se face dovada. Îmi pare foarte rău să spun lucrul ăsta, dar eu am contract și factură la toate evenimentele. Uite, aia de mână nu-i contract. Și cum ați dat bani? Nu, ăsta nu-i contract. Este un contract făcut și factură. Înțelegere cu martor. Da, așa a zis, că facem un contract, așa, banii pe monigram. Deci atunci când ați dat avansul, s-a făcut actul acesta, da? Nu, toți banii s-au făcut, au venit la urmă. Ați dat suma integrală. De integrală, i-am machetat tot. Cu 4.000. Cât înainte de nuntă? I-am dat 1.000 de euro în 2017 septembrie. Așa. Și 3.000 de euro pe 23 ianuarie 2018. Dacă și nunta când a fost? Pe 18 august. Cât de ce era așa grabă? Păi ne sunam mereu. Păi lăsați un pic. Cât v-a cerut? Cât v-a luat pe cântare? 4.000. Păi și dați toți 4.000 înainte de cântare? Se întâmplă lucrul acesta. Ți-o spun și eu din experiență proprie. Sunt oameni care vor să-mi achite înainte de eveniment. Dar nu e niciun fel de problemă. Nu numai de asta. Nu e vorba de asigurare, Alex. E vorba că oamenii nu mai stau în noaptea nunții să se gândească că trebuie să te plătească pe tine. Eu am avut oameni, de exemplu, am avut un eveniment pe 1 septembrie la undeva la Brăila, unde oamenii respectivi au spus, doamnă, în ziua anunții, nu vrem să mai stăm să ne să mireasă fiind, să stau să număr bani și așa mai departe. Eu vă fac plata prin bancă, oamenii mi-au făcut plata prin bancă, fac factura și la revedere. Eu știu că se iau, știu foarte multe cazuri de cântăreți și, mă rog, prezentatori și ce mai sunt, la evenimente vor banii la scenă, tocmai pentru că știți ce spun, înainte de a urca. E normal cumva, te pui în gardă, dar pe de altă parte, în condițiile astea, exact, asta spun, mi se pare... Ai invocat că are niște probleme. Da, să plătească stația, să dea arvână la formație, să care a venit, era atunci în perioada sărbătorilor de iarnă. Trebuie să rezolve problemele că au niște taxe de plătit. De și noi oameni de cu bună credință, cu frica lui Dumnezeu... Ce s-a întâmplat? Deci în ziua anunții, ce s-a întâmplat? Mă sună un așa zis nepot, că ea nu. Așa. Îmi trimite o fotografie pe WhatsApp, că era într-o targă, pe targă la spital. Nu era ea. Ea era. Ea era? Ea era, da. Am pe telefon. Așa. Așa. Că luați-vă lăutari, că nu poate să mai vină, că e bolnavă. În ultima zi asta. În ultima zi. Deci, sâmbătă anunții. Da, dimineața. Dimineața. Așa. Poate întâmpla, și putem... mă, nu pot să... Vă spun sincer, eu în contractele mele am stipulat acest lucru. Adică nu vreau să fiu răutăcioasă și vreau să vă spun un lucru. Nu o cunosc pe Sorina personal, o știu, dar nu o cunosc personal. Dar eu vă spun cum fac contractele. Există o clauză în contract de forță majoră. Această forță majoră impune însă și faptul că în cazul în care, Doamne ferește, și tu ești om, ți se întâmplă ceva medical, dar tot această clauză de forță majoră îmi impută mie să dau bani înapoi în momentul în care eu nu pot să ajung la eveniment. Ați înțeles? E prins acolo. Dar e problema că cel puțin trebuia să-mi trimeată formația. Nu venea, nu putea, nu putea. Un coleg lăutar, nu te fă o cătare. Formația trebuia să-mi vină. Și dumneavoastră, domnul Alex, sunteți artist. Dacă nu mergeți la un eveniment, trimiți dansatorii. Trimiteți pe altcineva. Trimiteți pe Antonia Alex. Să ferească Dumnezeu. Hai să vorbim cu mireasa. Mădălina se numește. Sărut mâna, Mădălina. În ce țară sunt ei plecați? În Italia. Bună seara, Mădălina. Sărut mâna. Zim, cum ai reacționat tu când ai aflat că nu-ți vine preferata? Ce să vă spun, o experiență foarte urâtă, trebuia să fie de neuitat, dar nu în așa fel încât să fie nunta mea amintită de faptul că Sorina nu a venit. Da, într-adevăr, am auzit ce s-a spus în platou. I-am dat prima 1.000 de euro, nu am întocmit nimic, i-am dat prin Monigram, doamnei Sorina, după care dânsa, în perioada sărbătorilor, ne-a sunat și ne-a spus că are contracte de plătit, are dări la stat și noi trebuie să facem contractul pentru că dânsa pleacă în alte țări și
finanțată și ar trebui să fie totul plătit. Adică saxofonul, mă rog, celelalte instrumente, ca ea să stați, ea să le plătească și să fim siguri că ne vine la nuntă, da? Ceea ce am și făcut în data de 23 ianuarie, dânsa a venit în Oltenița. La restaurantul Faraon, vă dau și indicați-vă. Nu mai dați, lăsați. Cu ca să ia Toriban suma de 3.000 de euro, plus mi-a de euro, a dat înainte 4.000 de euro, da? Ea a venit, s-a făcut contractul pentru că am vrut să facem la notariat și nu știu ce s-a întâmplat, nu știu, chiar nici eu nu știu că părinții mei știu și ea a spus că nu se face contract decât așa. Dar să nu plătească taxe. Contractul a făcut dânsa cu mântuirii. Nu știu dacă se face, clauza. Nu e neapărat nevoie de un contract făcut la notariat. Pentru că până la urmă este vorba de un serviciu pe care nu îl prestezi și ești plătit. Stai puțin, Emilia, păi nu, ea a spus că ei și-au dorit, Miri și-au dorit să facă contractul la notariat. Esențial în discuție. Dumneavoastră ați contractat verbal sau în scris și formația? Da, 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 scrie în înțelegere. Nu, noi nu, pentru că ea a spus că nu e formație, ea își ia formația și o alege ea. Vrea să ia o stație. Să vină cu formație. Da, domnule, de să vină cu asta în sensul ăsta. Banii respectivi însemnau artistul. Era treaba ei, era treaba ei. Daniele, era treaba ei, de unde și-a dus stație, nu era treaba dânșilor. Dar au spus clar, când cu sistemul și-a dat 4.000 de euro din ianuarie. Deci în momentul în care tu faci un contract, bănuiesc că așa s-a întâmplat, ei s-au angajat să vină cu Sorina, s-a angajat să vină cu formație și cu stație, cu sunet, cu tot. Așa vin toți, deci nu vine eu, de exemplu, care mă duc la program. Dar care s-au dus cu CD-ul la botez pe care l-am dat eu. Eu nu știu, eu nu mă duc cu CD-ul, eu știu că mă duc doar live. Și eu, de exemplu, eu cânt cu formația pe care o găsesc la eveniment acolo și n-am nevoie nici de stație, nici de formație. Nu mă duc la eveniment unde n-au formație. Și am microfonul, doar microfonul meu. Dar în cazul de față, fiind vorba de formație, clar trebuiau să-și aducă și sonorizare. Altcineva, adică n-avea staraf pe spate. N-aveau, da, e clar. Și ei cântau, da. Și ea a cântat, trebuia să cânte toată noaptea. Da. Deci, de la ora 13, de la ora 1, ziua, până dimineața la 6. Cu formația, ea cu formația. Păi va lua cam puțin. Mai multe programe, nu toată ziua. Va da banii înapoi. Nu mai dânsa, mai are o voce cu ea. Să precizez că dânsa trebuia să cânte decât câteva melodii. Da, câteva melodii. Și cânta formația. Seara, decât la restaurant. Nu trebuia să cânte întreg programul toată ziua, toată noaptea, nu. Câteva melodii să-mi facă mie obiceiul, ia-ți mireasă ziua bună, ceea ce nu mi-a făcut, în fine, și seara la restaurant. Bun, dar ce s-a întâmplat? În momentul în care ați aflat că e bolnavă, penibil, ați luat legătura cu ea să... Nu mai mi-a răspuns deloc. Da. N-am mai deloc. Deloc. Lea a primit o poză pe WhatsApp prin care se arăta că... Și nici după aia, totuși nunta a fost în august, acum suntem în octombrie, de ce nu... I-am trimis da, după va da banii înapoi. Vă spun. Această doamnă este o artistă, dar numai cu cântatul. Deci ea, ca om, nu are nici un pic de... Au zis, dar poate chiar s-a îmbolnăvit. Ia da, trebuia să dea bani înapoi. Trebuia să trimită una la mână, trebuia să trimită formația, deci asta trebuia să facă, părerea mea. Vă dați seama că cel mai important eveniment în viața copiilor mi l-a stricat dumneai? O să fie botezurile. Nu, da, dar nu vreau să mai... Depinde norocul lor în viață. Sigur că e cel mai important eveniment în viața copilului. Ea trebuia într-adevăr să trimită formația. Dar de ce nu v-a trimis banii înapoi? Un an și jumătate ne-am străduit să facem și noi nunta. Nu zic a doua zi, a treia zi, măcar la o săptămână, la o lună. Da, și n-a mai răspuns la telefon? Nu am mai răspuns. Deci mi-a trimis câteva mesaje, m-a pus după nuntă să-i trimesc și adresa unde să trimită banii prin MoneyGram. A, deci a intenționat să vă dea bani înapoi. Și la un moment dat... Să vă mai spun ceva important. Ia. Na, Simona. Uitați-vă și mesajele care le-am trimis. Da, ziceți, doamna Mădărina. Doamna Sorina nu a avut curajul să-mi spună în față, pentru că ea s-a folosit de banii mei atâta timp, și nu a avut curaj să-mi spună, cer scuze invitațiilor, chiar dacă ea s-a îmbolnăvit, poate că chiar o fi adevărat. Am sunat la spital și, într-adevăr, a stat 3 ore, într-adevăr. Deci eu am dar după la spital. Dimineața am sunat la spital în Județean. Timișoara. De la ora 3 dimineața până la 6 dimineața a fost internată pentru o perfuzie. Deci se poate dovedi prin telefon din noaptea asta. Eu am vorbit personal. Informație și m-a lăsat să ambalță. Dacă nu trebuie să vină ea. Da, uite, deci am remarcat că domnul scrie, da. Domnul Ene, da, cum v-am spus eu, corect gramatical, cu cratimă, cu cratimă tot. Și ea răspunde, vă sun în jumătate de oră că sunt la analize. Da, de unde rezultă că intenția de a vă da banii după înapoi... Da, au trecut 3 luni de atunci. După nuntă. Poate a făcut analize, poate dacă se face și deurile durează mai mult, ca e de oase. Așa. De cine știe ce analize face? Bun, dar au trecut atâta timp, au trecut aproape 3 luni. Doamna Mireasa, aveți 110% dreptate.